Procedura deja a devenit un standard la noi, exact. În sensul în care pacientul sună, este programat la o consultație, este văzut de medicul specialist. Dacă are indicație de radiochirurgie de tip gamma, este programat. Pardon, radiochirurgie, am zis radioterapie. Nu, pentru este programat funcție de patologia lui, adică intervalul de timp la programare diferă funcție de patologia lui. Adică dacă are o tumoră, un cancer, nu va fi lăsat săptămâni în șir să stea pe listă. Facem în așa fel încât să fie programat rapid. De exemplu, un pacient cu metastază cerebrală, vin astăzi, avem la dispoziție, din momentul în care l-am consultat, un RMN pe care l-are făcut la momentul respectiv, de la cam în jur de 4-5 zile în care putem să-i facem tratamentul. Dacă așteptăm mai mult, și am avut situații, dacă aștepți mai mult, este posibil ca în momentul în care îi repeți RMN-ul să constați că are mult mai multe metastaze cerebrale și aproape nu mai e ce să-i facem. Adică vorbim de acel V12 care vă povesteam. Deci, după ce este consultat de medicul specialist, este programat pentru ședința de iradiere și aici, funcție de câte ședințe va face. Dacă trebuie să facă o iradiere fracționată, adică câteva zile la rând, de obicei 5 zile, este programat la începutul săptămânii, lunea. Dacă necesită o ședință, fie că o ședință la două săptămâni sau o singură ședință, este programat oricând în timpul săptămânii. Când a ajuns la spital, el vine cu câteva analize, cu două analize ne interesează, două analize de sânge, urea și creatinina. Și asta pentru un motiv foarte simplu, el va face în ziua respectivă, înainte de a fi tratat Gamma Knife, va face un RMN cu substanță de contrast și atunci trebuie să avem siguranța că funcția renală funcționează, funcționează bine. După ce face acest RMN, noi primim imaginile. Aparatul de rezonanță magnetică este exact lângă laboratorul de radiochirurgie stereotate, tocmai ca fizic vorbind să nu se plimbe foarte mult pacientul prin spital. Prin PAX, imaginele sunt transmise în sistemul de planning gamma. Noi le vizualizăm, facem planning cu gamma, ne știm exact cât durează ședința de iradiere, îi se explică pacientului. Îi se arată planul, îi se explică cum va fi tratat, care este modalitatea, dacă trebuie să-i punem un cadru sau pe mască, ce are de făcut în timpul ședinței, adică să stea liniștit, dacă are o necesitate fiziologică, putem să oprim iradierea, se poate da jos de pe masă. După ce termină tratamentul, mai stă în clinică, adică acolo în laborator, fie pe un fotoliu special sau pe un pat, dacă are leziuni mai mari și au consecințe asupra creierului, îi se face un tratament simptomatic, de obicei antiedematos, dexametasonă, și după câteva ore pleacă acasă. Primește un bilet cu indicații ce are de făcut, un număr de telefon la care să sune oricând, la orice oră, dacă apare vreo complicație și ce trebuie să facă. Există și contraindicații pentru astfel de intervenții? Da. Principala contraindicație o reprezintă statusul pacientului, calitatea vieții lui, adică ceea ce noi numim scor Karnofsky. Trebuie să aibă o autonomie din punct de vedere funcțional, să fie compliant, pentru că acest tip de tratament nu se face sub anestezie. Dacă ai un pacient confuz, dacă ai un pacient în comă, nu-i faci Gamma Knife. Pentru că n-ai cum să-i faci Gamma Knife și este inutil. Și asta e pentru singur motiv, pentru că efectele acestui tip de tratament se vede în timp, nu se vede imediat. Și atunci dacă un pacient are o tumoră și este în comă, intri să-l operezi, nu-i faci Gamma Knife. Exact. Da? Exact. Dacă este confuz, agitat, nu poți comunica cu el, la fel este periculos, pentru că risc să nu stea fix în timpul ședinței de tratament. Sunt situații, noi n-am avut situații, dar sunt situații ipotetice în care radiochirurgia de tip Gamma Knife, chiar la acești pacienți, este ultima soluție și atunci îl putem seda în timpul ședinței. Dar de ce nu este sedat pacientul? Tocmai din acest motiv, pentru că noi trebuie să comunicăm cu el. Dacă se întâmplă un incident cu sursele de radiații, gândiți-vă că sunt radiații nucleare,
O să trebuie să comunici cu el. Echipa comunică audio și video. Hai, ne ridicăm și ieșim. Ieșim, înțelegeți? Adică da, sunt e acel buton pe care pacientul are. Adică sunt anumite criterii pe care trebuie să le avem în vedere. Plus că el n-a fost gândit pentru situații de urgență. Pentru asemenea situații de urgență sunt alte modalități de tratament. Deci, calitatea vieții, scorul carnosc al pacientului, care trebuie să fie undeva minim 70, cam aici. Dar mă refer la alte afecțiuni, la alte comorbidități, nu știu, dacă e hipertensiv, dacă are alte... Cu excepția, cu această excepție... Să fie rinichii corecți pentru... nu? Și atunci e discutabil și atunci putem face altfel, chiar și cu un nativ. Sunt multe care le putem. Nu, astea sunt contraindicații relative. Da. Noi le avem ca să putem face, să facem standardul. Noi vorbim aici de un standard de la care plecăm. Dar dacă e nevoie, și am avut situații în care pacientul n-a putut să facă RMN, pentru că avea implanturi în corp incompatibile. Da. Dar s-a făcut tranșința de iradiere pe computer tomograf. Am avut o pacientă din Republica Moldova care a venit la noi cu un implant coclear care era incompatibil, sau în fine, relativ compatibil RMN, dar dădea un artefact foarte mare. Înțelegeți? Din ce? Din titan? Din ce material? Dintr-un material din Parcă metal. Dar titanul nu este acceptat la nu, era un aliaj. Era un aliaj, avea o placă la nivelul capului, știți? Pentru că nu auzea și pe partea respectivă e implantat într-un centru privat, eu pus acest implant. Și după aia au trimis-o la noi să-i facem gamma knife, când procedura trebuia să fie invers. Da. Dar am reușit să facem planul astfel încât pacienta să fie tratată corect. Deci există situații și de genul ăsta în care am făcut chiar pe un tomograf nativ. Sunt anumite secvențe la RMN care nu necesită neapărat contrast. Dar e suficient un tomograf simplu într-o astfel de intervenție? De principiu nu. De principiu nu. Dacă ai de tratat, de exemplu, o nevralgie de trigemen... Nu prea. Nu. Nu facem asta pe un simplu computer tomograf, pentru că n-ai cum să vezi nervul trigemen pe un computer tomograf. Să-l identifici așa ușor. Gândiți-vă că acolo e o țintă de câțiva milimetri și nu-ți permiți să riști. Că dacă atingi alt nervișor, odată faci ce mai rău. Tratamentul ăsta este un tratament destructiv, deci nu este un tratament de stimulare, este un tratament destructiv, el distruge ținta. Da. Asta face gamma knife. Ce n-am tratat până acum, n-am tratat Parkinson. Deci am putea să tratăm. Și asta și vă spun și de ce, pentru că studiile care sunt până acum în tratamentul bolii Parkinson sau al tulburărilor de mișcare în general, înseamnă că există un nucleu la nivelul creierului, de obicei un nucleu profund, care îl distrugi sau îl stimulezi. Sau îl stimulezi. Sunt cele două mari variante. Din varii considerente, care nu se cunosc astăzi, se pare că stimularea cerebrală profundă, adică electrodul ăla care introduce acolo și cu un anumit curent de joasă frecvență îl stimulezi, este mult mai eficientă decât modalitatea destructivă. Că e gamma knife sau o procedură nouă acum pe piață care a apărut tehnologie care face destrucția acestor centri în tulburări de mișcare prin cum se cheamă? Prin ecografie. Așa. Este un sistem de ecografie care distruge acea țintă. O să vedem studiile, încă nu am... Deci n-ați avut cazuri. N-am avut cazuri de genul ăsta, dar le-am luat în considerare. Da. Și o să vedem în perioada următoare dacă accesăm și acest lucru. Încă studiile nu sunt atât de evidente în privința modalității destructive a celor nuclei, fie prin gamma knife sau prin alte modalități. Nici la București nu s-au făcut astfel de intervenții? Nici la București. Nici la București. Dar sunt în literatura de specialitate descrise asemenea situație. Adică s-a încercat lucrul ăsta și rezultatele nu sunt tocmai rele, ca să spun așa. Da. Dar scopul nostru este nu să facem noi acum studii pe din punctul ăsta de vedere, pentru că e un laborator care are un an de zile, încă nu am ajuns la experiența necesară, la maturitatea unui laborator cu experiență de cât de 10-15 ani, încât să facem noi, să inovăm noi în privința asta. Pentru că sunt centre în lumea asta de... Exact. De care e cel mai vechi? Cel mai vechi este un centru în Birmingham, cred că în Anglia, n-am fost acolo, și un centru în Olanda, care funcționează de aproximativ 20 de ani. Și cu rezultate foarte bune, dar sunt centre care dau trendul, adică ei fac protocoale. Da.
Echipa s-a educat în centrul ăsta din Olanda, cu care suntem într-o relație foarte bună, într-un orășel mic. Deci acolo se trenuie specialiștii noștri, acolo s-au trenuit. Bun. Este un orășel mic cât Pașcanu, un orășel universitar. Da, e un oraș universitar.